Marian își face griji pentru soția lui. Soția mea lucrează foarte mult și este obosită. I-am spus să nu mai facă asta, dar nu vrea să mă asculte. Ce-i cu părul ăsta așa neglijent, nu? Și cu tricoul ăsta, ce-i cu tine? Sunt obosită, mama. Ești prost dispusă ca de obicei. Sunt prost dispusă pentru că mă înșel. Pe bune? Da, ești sigură sau doar crezi? Dacă e adevărat, divorțez. Mai ales după ce îl acuză că o înșală. Este Ileana, soția mea. Ce faci, mă, prezența mantei tale? Ce, mă, hai să mergem, te rog frumos. Ești o vacă nesimțită. Băi, ia-mă mâna de pe mine! Calmează! Du-te, nu! Iar când aceasta încearcă să se sinucidă... Unde e? E în salon. E medicul aia, îi face nu știu ce perfuzie. Și acum ce facem? Ce să faci? Nu știu ce să facem. Ești din casa asta. Divorțez, te urăsc. Cum să divorțez, Ileana? Tu zici că vreau să te ajut? Ești din casa mea acum! Atât el, cât și părinții ei ajung să o considere nebună. A vrut să se omoare și mi-e frică să nu pățească ceva Maria. Te-ai întrebat. Cine știe de ce în stare? Bă, vă bat pe toți! Vă bat pe toți! Deschide ușa! Deschide ușa! Deschide ușa! O duc acasă! Te duc acasă! Ia-mă mâna! Te duc acasă! Ileana! Bine, mă înșeli! Și în cele din urmă o internează cu forța. Ți-am spus de când era mică să o crești ținută din scurt. Nu! Ai făcut ca tine. Acum e vina ta că e la nebuni. Auzi, noi două am mai vorbit despre asta. Tu ești sigură că e cu aia? Da! Păi i-ai prins? Nu! Dar i-am văzut pe stradă odată împreună. Sunt sigură. Pentru că? Pentru că mă înșală. Nu vine să cred, îmi pare atât de rău. Se simte atât de rău, vorbește numai prostii, numai tâmpeni. Știu, știu. Știi ce mi-a spus? Ce? Că m-am vorbit cu medicul și că îi vreau averea. Dacă vrei să bagi divorț și să-ți vezi de viață, noi te înțelegem, să știi. Că despre casă și afacere. Iar Tina, prietena ei cea mai bună, îi ia locul. Este dreptul meu legal ca firma aia să fie a mea. Ea este schizofrenică, așa că firma aia o să ajungă pe numele meu. I-am suportat văicăreli, toate prostiile. Nu, nici vorbă. Firma aia o să fie a mea. Păi și noi? Va reuși oare Ileana să scape cu bine și să-și recapete fetița și firma? Trebuia să mă anunțați. Soția mea este în libertate, dacă pățește ceva copilul. Tina! Mă simt atât de vinovată, deci pur și simplu stăteam aici și m-a strigat cineva și când m-am întors, fetița nu mai era. Nu-i vina ta. Ți-ar fi mai ușor să dispar, nu? Ai fi un văduv demn de milă. M-ai atacat și a trebuit să mă apăr. Ajutor!